La photo filter nu sunt foarte multe chestii de povestit. Din punctul meu de vedere, fotofilterul e o variantă extrem de rudimentară care are aplicații limitate. Hai să ne uităm cum funcționează totuși. Mergem pe a patra iconiță de pe rândul 2 de la Adjustments sau din meniul de aici sau de la Layer, New Adjustment Layer și selectăm photofilter ne întreabă. Photo filter name, ok, nu trebuie să-l denumim. Și automat putem vedea că el a avut un efect de încălzire a imaginii. Varianta lui default vine cu warming filter 85 și o densitate, sau bine, intensitate la 25%. Primele filtre de aici sunt cumva niște variante digitale ale unor filtre fizice folosite în trecut, iar apoi o droaie de culori pe care putem să le alegem noi și putem vedea că modificând densitatea, desigur, adaugă mai mult sau mai puțin din culoarea noastră. Există opțiunea de Preserve Luminosity, unde adaosul acesta de culoare nu afectează luminozitatea generală a cadrului, iar în condițiile în care o debifăm, clar vom avea o scădere, pentru că această culoare tinde să fie un pic mai închisă decât ce avem noi aici există opțiunea de a alege singur culoarea și a modifica această densitate. Ok, desigur ca orice adjustment layer poate avea o modificare de opacitate sau poate beneficia de lucru cu brush pe partea de mască. Am apăsat pe default ca să am culorile inițiale și pot desena peste imaginea mea încercând să creez un efect doar în zona care mă interesează pe mine. Personal, fotofilterul nu este un tool pe care îl folosesc atât de des, dar e important de știut că există.